Bună ziua! Stimați cetățeni, stimați reprezentanți ai mass media, în primul rând vreau să mulțumim pentru faptul că ați dat curs invitației noastre. Astăzi, împreună cu colega doamna deputat Tatiana Cunețchi, vom prezenta un briefing de presă prin care venim cu niște proiecte de lege care vin în susținerea cetățeanului simplu și a mediului de afaceri. Cunoașteți cu toții că în perioada anterioară, deci acele restricții care au fost impuse ca efect a pandemiei COVID-19, ulterior criza energetică creată în toamna-iarna 2022, au avut un efect dezastruos asupra situației sociale a cetățenilor, inclusiv și pentru domeniul de afaceri, respectiv creând premize foarte riscante pentru declanșarea unei crize economice destul de profunde cu care se poate confrunta Republica Moldova. Totodată vedem că din partea statului nu se vine nici cu o măsură pentru a auzi domeniul de afaceri, pentru a auzi cetățeanul simplu care a fost lăsat de fapt singur în fața problemelor cu care se confruntă zi de zi. Și asta este, cu părere de rău, regretabil, că guvernanții nu implementează cele vremuri bune care le-au promis cetățenilor cu mult augur și cu multă insistență și au profitat de încrederea acordată de aceștia. Fracțiunea Blocului Comuniștilor și Socialiștilor vine cu un pachet de legi care vor fi imputate concret pe segmente concrete pentru a susține și a ajuta cetățeanul simplu, pentru a susține și a ajuta domeniul de afaceri. Primul proiect de lege cu care venim în plenul Parlamentului și am rugat Guvernul Republicii Moldova să-l examineze și să dea avizul asupra lui în mod prioritar, este vorba despre instituirea moratoriului până la data 31 decembrie 2022 în ceea ce ține de controlele de stat, inclusiv fiscale și financiare. Se referă și la controlele planificate și la controlele inopinate. De asemenea, este vorba și de instituirea unui moratoriu la controlul vamal, care va avea efect odată cu primirea acestei legi. Nu în cele de urmă vrem să atragem atenție și instituirea moratoriului asupra controlelor, posturilor fiscale care sunt instituite. Asta ar da posibilitate mai largă agenților economici să-ți planifice activitățile sale și în cele din urmă să investească acei bani pe care ei își preconizează în business planurile acestora. Totodată se referă și la cetățenii simpli care sunt supuși anumitor controle, inclusiv fiscale, anumitor amenzi și penalități. Deci în felul acesta ar permite mediului de afacere să-și stabilească singur prioritățile unde va merge mai departe cu afacerea sa. De fapt, este o practică care a fost administrată în anul 2020 de guvernul susținut de Partidul Socialiștilor și fiind implementat cu succes, deci acesta și-a dat roade. Pentru că dacă observați anul 2021, pe inerție, deci activitățile economice ale agenților economici au adus bani suficienți în bugetul de stat. Un alt proiect de lege cu care intenționăm să, adică dorim să-l aducem în agenda parlamentară, este proiectul de lege ce ține de amnistiere fiscală și anume se referă la amnistierea penalităților și amenzilor stabilite de către Inspectoratul Fiscal până la data de 31 decembrie 2022. În felul ăsta, deci, în cazul în care agentul economic, până la data de 31 martie, nu are nicio restanță la debitele impozitelor care trebuie să le achite Inspectoratului Fiscal bugetului de stat, să îi fie anulate 100% din penalitate și 50% din sancțiunea financiară sau amenda. De asemenea, pentru a stabili o anumită stimulare
de achitare în timp a plăților debitelor impozitelor, adică a plăților impozitelor nemijlocit, preconizăm până la 31 iulie, deci următoarea etapă, să le fie anulate 80% din penalități sau 40% din sancțiunea financiară amende, ca contribuabilul deci, să profite de asemenea amnistiere. Și în cele din urmă, în cazul în care agentul economic, pentru că aici ținem cont și de sezonalitatea activității economice, inclusiv domeniul Horeca, domeniul prestării de servicii, domeniul industrial până la urmă, în cazul în care acesta achită până la data de 31 octombrie 2022 impozitele curente la bugetul de stat să fie amnistiată 50% din penalitate sau 25% din sancțiune financiară amenda care este dispusă. Pentru claritate, Republica Moldova în luna ianuarie, bugetul public național a încasat circa 5,9 miliarde de lei. Dacă să comparăm cu anul 2021, ianuarie 2021, suma este cu 0,8 miliarde mai mare. De asemenea, dacă vorbim de cheltuielile bugetare, deci au fost cheltuite 6 miliarde față de anul precedent, de asemenea fiind cu o sumă de 800 milioane sau 0,8 miliarde mai multe cheltuite. Deci în felul ăsta este clar că bugetul se suplimentează din contul acelor creșteri ale prețurilor, acelei crize energetice provocate în Republica Moldova și, în cazul dat, statul Republicii Moldova ar trebui, de asemenea, să vină cu măsuri stimulatorii pentru cetățeanul simplu, pentru domeniul de afaceri. Ce înseamnă amnistierea fiscală pe înțelesul cifrelor? Dacă în anul 2020 suma amenzilor achitate bugetului a fost de 264 de milioane, atunci când a fost aplicat moratoriu până în iunie 2020, atunci în 2021 suma amenzilor achitate la buget este de 362 de milioane lei. Adică se propune ca această sumă să fie orientată nemijlocit, indirect, în activitatea economică a domeniului de afaceri, a unităților economice și în folosul cetățeanului, care astăzi este silit să plătească la timp factura pentru gază, factura pentru consumul care o are zilnic pentru produsele de primă necesitate. Vedem că ulterior se preconizează să fie majorat și prețul la energie electrică, deci în felul ăsta statul ar trebui să vină cu o măsură de compensare a acelor cheltuieli la care el a fost supus să le confrunte. Nu în cele din urmă, în anul 2021, au fost lichidate 2826 de entități economice, adică în proces de lichidare, însă nu este o statistică clară câte întreprinderi, inclusiv din domeniul Horeca, inclusiv din domeniul industrial, inclusiv din domeniul particular, au fost supuse să pună lacătul pe ușă și să-și concedieze salariații sau să-i trimită acasă fără o sursă de venit. Deci statul Republica Moldova ar trebui să vină cu ajutor pentru cetățeanul simplu. Iată anume, această amnistiere fiscală pe care o propunem și este absolut judicioasă, ar trebui să fie aprobată și susținută inclusiv și de majoritatea parlamentară. Pentru că anul ăsta, în bugetul de stat, Ministerul de Finanțe a prevăzut această sumă în sumă de 306 milioane lei. Iată, care este problema ca aceste surse să fie indirect acordate cetățeanului simplu și domeniului de afaceri. Nu în cele de urmă vrem să atragem atenție și la proiectul de lege ce ține de cota impozitului zero la impozitul pe venit în cazul reinvestirii acestora. Este o inițiativă legislativă care este în agenda parlamentară și, din păcate, majoritatea parlamentară de fiecare dată o respinge pentru că aceasta să fie examinată. Insistăm ca să fie examinat acest proiect de lege pentru că el iarăși vine în susținerea domeniului de afaceri, în susținerea entităților economice care astăzi sunt în absolută incertitudine cum să-și petreacă activitatea în continuare, mai ales în
dinamismul cel inflaționist pe care îl preconizează Banca Națională a Moldovei, deci cunoașteți 16% deja sunt. În luna ianuarie se preconizează trimestrul 2, trimestrul 3 până la 20,8% inflația și, Doamne ferește, cel mai dezastruos nivel de creștere până la 27% pe care îl preconizează BNM. Un alt proiect de lege pe care îl vedem necesar pe agenda parlamentară este proiectul de lege ce ține de plafonarea salariilor demnitarilor publici. Este vorba de acea anexă la legea privind statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, pentru că cunoaștem, avem deja precedente când în cadrul Curții Constituționale au fost alocate mijloace suplimentare pentru acordarea salariilor, circa 60.000 lei pe lună. Avem CNPF-ul, unde salariul mediu este de peste 120.000 de lei pe lună. Avem alte funcții în stat, ANRE-ul, dacă vreți, circa 80.000 de lei salariul mediu lunar. Dar, iarăși, repet, cetățeanul simplu este supus singur să se confrunte cu problemele zilnice pe care au fost create în ultima jumătate de an. În felul ăsta, preconizăm ca pentru perioada martie-decembrie 2022, salariul lunar calculat pentru demnitarii publici să fie plafonat până la 2 salarii medii pe economie. Asta, de fapt, ar însemna salariul mediu pe economie stabilit în decembrie de circa 9.900 de lei, ar urma să nu depășească 19.800 de lei salariul plafonat pentru demnitarii cu funcție publică. Un alt element la care am vrea să atragem atenție, măsură de fapt care a fost primită de către guvernul investit încă de Partidul Socialiștilor, ceea ce ține de persoanele care se confruntă cu creditele care au fost luate anterior. Având în vedere că a fost declarată situație de urgență, având în vedere că avem efectele negative în societate ale acestei stări de urgență, pentru că nu este clar, este ea pandemică, este ea energetică, dar până la urmă înțelegem că și una și alta și au efectul negativ asupra calității vieții cetățeanului simplu. În felul ăsta prevedem în proiectul de lege ca toate creditele pe care le au cetățenii să fie prelungite termenul de credit până la cel puțin 90 de zile la solicitarea persoanei fizice. Și nu în cele din urmă, băncile comerciale să nu calculeze comisioane suplimentare sau dobânzi suplimentare pentru întârzierea plăților la extinderea termenului de contract. Cunoașteți că deja BNM a majorat cu 2% până la 10,5% rata de bază. Acest lucru de asemenea influențează negativ în buzunarul fiecărui cetățean. În cele din urmă impunem o măsură prin care să fie anulate toate achizițiile publice care nu sunt de importanță majoră, și aici se referă la procurarea mijloacelor de transport, reparațiilor capitale, care nu au o necesitate stringentă de aplicare. În felul ăsta, economiile la capitolul plafonării salariilor, economiile la capitolul achizițiilor publice să fie îndreptate și redistribuite la pentru necesitățile de combatere a consecințelor crizei energetice și pandemice din țară. Acestea prevederi, dar și altele la care se va referi doamna deputat Cunețchi, sunt printre primele inițiative care noi am venit, venim pe agenda parlamentară să le includem. Îmi permiteți să ofer cuvântul doamnei Cunețchi cu următoarele cuvinte. Dragi concetățeni, stimați membrii mass media prezenți și cei care ne privesc, în contextul celor expuse, precum și cum ați auzit, urmarea consecințelor destructibile a crizei energetice și pandemice, în scopul păstrării locurilor de muncă, creierii condițiilor favorabile pentru susținerea business-ului din Republica Moldova, evitării presiunilor financiare ale statului în activitatea întreprinzătorilor, optimizării legislative privind povara financiară fiscală asupra întreprinderilor care desfășoară activitate de întreprinzător
și creării primizilor pentru păstrarea locurilor de muncă și viabilității activității de întreprinzător, venim cu propuneri privind prelungirea termenilor de declarare și achitare a impozitului pe venit pentru anul 2021, pentru persoanele juridice și pentru persoanele fizice. După cum urmează. 1. Declararea impozitului pe venit din activitatea pe anul 2021 de către agenții economici, subiecți prevăzuți la articolul 13 al Codului Fiscal, și declararea impozitului pe venit pentru anul 2021 de către persoanele fizice, întreprinzători individuali sau gospodăriile țărănești de fermier, al căror număr mediu anual de salariați pe parcursul anului înregistrate sunt nu mai mult de 3 persoane și care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA, să se efectueze până la 31 mai, actualul 25 martie. Și achitarea impozitului pe venit pentru această categorie de contribuabili, care i-am dat citirii, să se efectueze până la 31 decembrie anul 2022. De asemenea, achitarea impozitului pe venit din activitatea de întreprinzător în rate pentru primul trimestru al anului 2022 să se efectueze până la data de 31 decembrie 2022. Totodată, declararea impozitului pe venit pentru anul 2021 de către persoanele fizice, cetățeni ai Republicii Moldova, cetățeni străini și apatrizi, inclusiv membri ai societăților și acționari ai fondurilor de investiții, să se efectueze până la 31 mai 2022. Și achitarea impozitului pe venit pentru anul 2021 de către persoanele fizice nominalizate să se efectueze până la 31 mai 2022. În același timp, propunem ca termenul de examinare a cazurilor de încălcare a legislației fiscale și vamale sau de examinare a contestațiilor fiscale și vamale care a survenit în perioada stării de urgență declarată la 20 ianuarie curent să se prelungească până la 30 iunie 2022. Iar termenul de depunere a dezacordului la actul de control fiscal sau vamal întocmit în perioada stării de urgență declarate la 20 ianuarie curent, să se prelungească până la 30 iunie 2022 și termenul de depunere a contestațiilor aferent deciziilor, acțiunilor Serviciului Fiscal de Stat și Serviciului Vamal aduse la cunoștință în perioada stării de urgență declarate să se prelungească până la 31 august 2022. Astfel, considerăm propunerile noastre judicioase și constructive și îndemânăm toți parlamentarii să le susțină, manifestând suport business-ului și cetățenilor. Totodată, o să anunțăm în ședința parlamentară că vom insista ca pe agenda să fie adusă acea sarcină care și-au asumat-o și oponenții noștri din PAS, dar și noi în platformele electorale, aplicarea cotei zero la impozitul pe venitul reinvestit. Considerăm că aceste acțiuni sunt stringent necesare și vin în susținerea business-ului și eu cred că cei care ne ascultă, ne privesc, înțeleg că noi procedăm corect la moment. Vă mulțumim! Mulțumim mult! Asta a fost mesajul briefingului nostru de astăzi. Vă rog frumos, la revedere! Briefing! Este briefing! Dar fie în hol să vă întrebăm. Este briefing! Știi, dar în hol să vă întrebăm.